Bun găsit, doamnelor și domnilor, un caz incredibil despre care vorbim la începutul emisiunii. Am luat legătura mai devreme cu omul de afaceri Adrian Marțian, pe care probabil că vi-l puteți aduce aminte. Alo, mă auzi? Adrian, te rog frumos, răspunde, o să te sune un număr de fix într-un minut, acum acasă, da? Da? Mersi. Adrian Marțian intră chiar acum în legătură alături de noi, doamnelor și domnilor, un caz absolut incredibil, pentru că, iată, împreună cu soția, trei copii, teoretic totul era foarte bine, până în momentul în care a început războiul. Mama a fost acuzată de lucruri absolut incredibile, așteptăm burtiera cu violența domestică, și că și-ar fi supus copiii la secvențe de tortură absolut incredibile. Adrian Marțian a spus pentru clujjust.ro, mi-au spus că bea cu bărbații în casa mea până ce vomita prin toată casa și o găseau copiii în pat cu bărbații, amenința copiii cu moartea că le taie gâtul dacă îmi spun ceva. Ne cerem scuze, e cu impact emoțional, vă rog frumos, gândiți-vă foarte bine, luați copiii din fața televizorului. Au umplut cada cu apă și le-a scufundat capetele în ea, îi amenința spunând în principal dacă spui ceva te omor. Le-a aruncat un cuțit în timp ce îi certa. Mama lor avea alți iubiți. Adrian Marțian va intra alături de noi. Sunt alte acuzații extrem de grave. Poate reușim să auzim toate părțile. Și partea cealaltă, dacă este dispusă să intre alături de noi, este foarte, foarte important. Copiii au dispărut. Presa astăzi spune că Bona, pentru că era o situație absolut incredibilă, copiii creșteau cu Bona într-o casă. Adrian Marțian se mutase într-o rulotă vis-a-vis la, pentru că ei au interdicție amândoi de ambii părinți de a sta cu copiii. Bona avea grijă de copii și brusc astăzi copiii au dispărut. Se pare că avem câteva informații esențiale în legătură cu acest caz. Radu Leca, psihologul Radu Leca, este alături de noi. Până atunci însă, dacă este, te salut, Radu, până atunci îl ascultăm pe Adrian Marțian. Bun găsit, Adrian! Încă nu a răspuns. Dacă nu răspunde, o să-l sun și o să încerc să-l pun la lavaliera mea, dacă nu se poate. Prin urmare, mai devreme, Adrian Marțian ne-a răspuns plângând, spunând că se pare că a găsit un fir ca să-și găsească copiii. Există o filmare cu copiii care deja a fost primită pe adresa redacției și o să vedem dacă putem, dacă putem să luăm legătura. Ia să vedem dacă răspunde Adrian și o să, Marțian, și o să încerc să-l pun la lavaliera mea ca să putem să vorbim. Da, acum este într-un moment de sureșitare absolut extraordinară. Soția, mama copilului, este acuzată de lucruri incredibile. Toată presa a fost împânzită. Iar informația de astăzi din presă de mai devreme, pe mai multe site-uri, arată că cei trei copii de 7, 9 și 11 ani au fost pierduți de Bonă și sunt dați acum în căutare de, sunt dați în urmărire națională. Tatăl mai devreme, când am vorbit cu el, avea un fir unde ar putea să fie copiii și s-a primit un film. Hai să vedem copiii, să vedem, evident că i-am protejat așa cum cere legea. Acesta este mesajul pe care l-am primit și de aceea l-am sunat pe Adrian Marțian. Ia să vedem înregistrarea. 15 octombrie 2024. Roxana, degeaba ai pus pe oamenii ăștia să ne ducă la tine, noi nu vrem la tine. Oamenii ăștia ne-au mințit că ne duce la tati, dar de fapt la tine au vrut să ne ducă și suntem bine, oamenii ăștia ne-au tratat bine, noi nu vrem la tine, nu te iubim și nu ne simțim în siguranță la tine. Noi vrem cu tati să fim toți trei, noi îl iubim pe tati și oamenii ăștia astăzi o să contacteze pe tati să mergem la el. Alo, Adrian, hai că nu merge cu regia. Uite, am pus la valiera și te rog să-mi spui unde ești acum și ce faci. Cristian, sunt în așteptare, am primit filmulețul ăsta. O să sper să fiu anunțat de unde pot să merg după copii sau ce se întâmplă, ce vor. Nu știu exact care e situația, spun sincer. Bun. Sunt nebun de cap. Am două nopți de când nu-s dormit, alerg de nebun. Deci, sincer, sunt epuizat. Bun. Ce, te rog să-mi spui despre situația asta. Noi ne știam din alte circumstanțe. Am citit astăzi despre acest conflict cu soția ta care a ajuns la culmi inimaginabile.
Te rog să-mi spui punctul tău de vedere. Din cauza vă sunt că copiii mă iubesc enorm de mult și copiii țin la mine. Crește-te, Cristian, că eu am primit un om de protecție inventat din nimic ca să mă apropie de copii. Având în vedere că copiii erau de 2 ani ceva cu mine, copiii au terminat 2 ani de școală în România, copiii au fost premiați, copiii au fost foarte bine la școală. Deci n-am avut o problemă din punctul ăsta de vedere. Copiii fac pian, vioară, floc, flaut, deci în not, judo, deci sport, m-am ocupat de ei, au fost viața mea. Să mă trezesc dintr-o dată că un judecător îmi ia copii și trimite la mamă, domnule, care pe mamă copiii nu vor. Nu că eu sunt, eu n-am nicio problemă. Cum, Cristian, eu n-aș putea să intenzi vreodată copilul meu să nu vorbească cu maică sau să se întâlnească cu ea. E mama lor, dar ei nu o vor, Cristian. Aici este relația care a fost între ea și ei, atâta ani de zile. Nu am nicio vină. Bun, dar în urma ce s-a dat acest ordin de protecție? Care ar fi fost fapta făcută de tine sau ce urma? Parchetul a cerut să se respingă, în prima instanță s-a respins, a audiat fița cea mare și a spus fetița exact ce s-a întâmplat între mamă și copii. Prima instanță a respins ordinul de protecție, dar e de fapt acest ordin de protecție l-au emis datorită faptului că Curtea de Apel București au spus să se întoarcă copiii înapoi în Spania, înțelegi, pe stradă, fiindcă ea spunea că nu are nici loc de muncă, nici casă, nici nimic. Și Curtea de Apel, că eu am venit cu copiii, au zis că fără acordul ei în România din Spania. Pe dacă i-au lăsat copiii la mine de bună voie și a plecat, a lăsat cu copiii, ce era să fac? Să las copiii să-i abandonez și eu să plec? Nu, nici vorba. Și datorită acestui fapt, au zis că eu sunt problema, că dacă pe mine mă alătură de lângă copii, au făcut un artificiu prin vrăjala asta cu alienare parentală și au crezut că dacă pe mine mă elimină din viața copiilor, o să ia copii și o să-i ducă și o să facă ce vor ei cu ei. Dar uite-te că de 3 luni de zile copiii s-au opus, a venit protecția copilului, mi-au luat statul copiii datorită faptului că eu am ordin de protecție și pe mamă copiii o refuză, i-au luat în plasament în regim de urgență. Poți să-ți imaginezi, Cristian, copii care au trăit ca regii. Să ajungă să stea în plasamente, nu știu pe unde. Și copiii au refuzat. Am luat o casă la Deva, unde le-am făcut toate condițiile la copii și copiii au stat acolo, aproape de 2 luni jumate. Și înțeleg că tu stăteai într-o rulotă la distanța impusă de lege. Într-o rulotă? Da, stăteam într-o rulotă. Asta este viața, se face și lucrul ăsta. Dar mai ne întrebăm, mama, acea mamă care iubește atât de mult copiii, de ce n-a stat și ea în ăștia 2 ani jumate într-o rulotă, într-o colibă, în orice să stea lângă copiii? De ce n-a făcut așa? Dar mama unde a fost în această perioadă? Ea zice că în Spania, dar de fapt ea era prin România. Da. În Spania, unde de fapt n-are nici casă, n-are nici masă, n-are nici loc de muncă. Spunea că stă într-un hotel și plătește mami și tati hotelul. Dai seama, nu? Ce... Bun. Chestie serioasă. Bun, dar explică-mi și mie, că nu înțeleg, în baza ce se poate da, apropo de alienare parentală. Am văzut acuzațiile tale, copiii cu siguranță că au spus niște lucruri în fața instanței, fata cea mare, înțeleg, dar tu, de ce ai fost acuzat? Nimic, alienare parentală, nimic, omule, nimic, îți dau decizia să o citești, nimic. Dacă parchetul a cerut să se respingă că nu este nici cel mai mic element pentru a se acorda un ordin de protecție, păi atunci ce mai vorbim? Am dus copiii în sală, am cerut să fie copiii ascultați, nu părerea mea sau părerea mamei, și judecătorul a scos copiii afară din sală. Și era obligatoriu să asculte cel puțin fetița cea mare, care are 11 ani. Bun, am înțeles aceste informații. Explică-mi și mie ce s-a întâmplat în ultimele ore. Copiii sunt dați în căutare peste tot în România. A apărut acest filmuleț. Cine ți l-a trimis? Ce înțelegi din treaba asta? E un număr care poate fi de oriunde. Un număr de WhatsApp. L-am primit. Îți dai seama că m-am stricat de cap când am văzut filmulețul ăsta. Că-i spun sincer, sunt terminat. Omul ți-a cerut ceva în momentul în care ți-a trimis filmul? Nu mi-a cerut nimic. Am primit doar filmulețul, am avut două apeluri, am sunat eu. Înțelegi? Și nu știu ce, nu mai înțeleg nimic. Ai vorbit cu poliția? Că poate găsesc prin mijloace specific? Ce să vorbesc cu poliția, Cristian? Poliția spune că eu am luat copii, că eu i-am răpit. Ce să vorbesc cu poliția? Ce să mai vorbesc cu poliția? Spune adică poliția spune că tu ai luat copiii și ai ascuns? Da. Aseară eram în Viena și am spus, băi, omule, mă duc la poliție unde e, zici, acum mă dau... Cu ce mașină sunteți? Cu tare? Ce număr aveți? Cu tare? Telefon? Cu tare?
Bă, tu poți să-ți imaginezi, eu plecat de vineri din țară și spune că am luat eu copii duminică. Sau luni, nu știu când. Da. Poliția din ce zonă se ocupă de treaba asta? A rămas la metara noastră, de la IPJ Deva. IPJ Deva. Bunedoara. Aha. Bunedoara, da. Bun. Deci tu acum, practic, mi-ai spus mai devreme că ești în căutarea copiilor, nu? Exact, exact. Exact și nu o să renunț până ce nu-i găsesc. Nu renunț, Cristiane, nu renunț și eu totuși, eu sunt un om puternic, cred că mă cunoști destul de bine și știi că nu renunț. Știu, știu. E un caz absolut incredibil și bănuiesc că acest filmuleț... Ei fac anchete cu oamenii mărunți, o ia pe bonă, să îi face la bonă lipsire de libertate și nu știu ce, sau ce tâmpenii, mă, deci, bă, Cristiane, tu poți să-ți imaginezi. Ăștia se leagă de niște oameni săraci care îți vaie mama lor. Da. Bun. Bun. O să revenim la tine, Adrian. Asta e justiția din România. Te pup. Dacă mai e ceva, până la ora 6 suntem aici ca să putem interveni. Da. Bine. Îi rog pe colegii mei să sune chiar acum la IPJ Deva după pauză să-l vedem și un punct de vedere al autorităților. Să vedem exact ce se întâmplă. Radu Leca, te rog. Aici sunt. Am găsit un loc clar în care am intrat. Lucrurile sunt așa. Sunt mai multe idei care converg. Ideea tatălui, ideea mamei pe care nu o știm, ideea copiilor exprimată într-un material video. Trebuie să observăm trei copii îmbrăcați extrem de curat, care nu strâng mânuțele atunci când vorbesc, nu au teamă, care își exprimă gândurile concret și clar ca și când ar citi. Mergem pe ideea că cineva i-a pus să citească. Dacă da, cum? Dacă da, de ce? Îl cunoștea pe omul cu care este? Cel puțin fata cea mare? Bun. Noțiunea de alienare parentală de care a vorbit invitatul dumneavoastră, ea este recunoscută de lege. Nu este o prostie și nu este o făcătură. Ca oamenii, da, să nu trebuie să se bazeze pe o serie de fapte? Automat trebuie să se bazeze pe o serie de fapte. Automat trebuie să se bazeze pe o serie de fapte. Dacă faptele sunt concludente și ele sunt demonstrate de către psihologul de la DGI care se ocupă de caz, DGI SPC-ul se ocupă de caz, e atunci, prin demonstrare, judecătorul hotărăște că... Acum, nu știm concret amănunte clare și informații, dar lucrăm cu ceea ce avem. Cum sunt copiii? Curați? Aveau vreo pată pe bluză, pe o pată pe pantaloni, pe mânuțe ceva, în neregulă, tăieturi, zgrieturi? Nu! Erau curați perfect, da. Toți trei cu semne extrem de clare de supraponderalitate. Asta înseamnă că avem de-a face cu trei copii care mănâncă compulsiv atunci când aud sau sunt certuri în casă. Nu jignim, nu supărăm, ăsta e adevărul, lucrăm cu ceea ce am văzut. Au nevoie copiii de terapie după acest moment delicat prin care trec? Da. Au nevoie ambii părinți, indiferent de cât de verbali sunt, de terapie? Nevoie? Da. Trebuie să se unească. Și atunci intervine noțiunea de psihoterapie sistemică, care trebuie să-i aducă pe toți în același loc. Altfel lucrurile se vor degrada. Radu, îți mulțumim. O să mai vorbim cu tine și după pauză, pentru că pot să mai apară alte concluzii. Luăm o pauză de publicitate pentru a lua legătura cu autoritățile. Imediat o să intre și avocatul Cristian Sârbu ca să vedem exact cum lucrăm cu faptele pe masă. Rămâneți cu noi! Să plec de acasă spre destinații necunoscute. Producătoarea emisiunii noastre, Claudia Cacovean, a luat legătura cu inspectoratul de poliție județean Deva, unde agentul de serviciu Madalina Moțoc a luat numărul de telefon și a spus că vom fi sunați de către cei care se ocupă de acest caz. Prin urmare, vom avea în curând o reacție din partea autorităților. Până atunci însă, ca să spunem exact ce știu autoritățile până acum, este că pe data de 14 octombrie în jurul 17, relevă poliția, poliția orașului Simeri a fost sesizată telefonic de un bărbat din satul Sânt Andrei cu privire la faptul că astăzi, adică
ieri, în jurul orei 16, bona celor trei copii ai săi. Marțian Rania Adriana, în vârstă de 11 ani, Marțian Antonio Adrian, în vârstă de 9 ani, și Marțian Raisa Antonia, în vârstă de 7 ani, l-a anunțat că aceștia nu se mai află la domiciliu. De atunci, sigur, sunt activități de cercetare. În legătură cu acest caz, intrăm în legătură pentru câteva minute, până când vom mai intra în legătură cu Adrian Marțian sau cu Inspectoratul de Poliție. De asemenea, încercăm să luăm legătura și cu soția. Nu am reușit să dăm, nimeni n-a reușit să dea până acum. Poate vom reuși. Bună ziua, maestre! Bună ziua, dragilor! Bună ziua, Cristian! Cum vedem acest caz? Mai devreme a intrat în legătură telefonică cu noi Adrian Marțian, care a spus că a fost judecat pentru alienare parentală, a susținut că nu existau niciun fel de dovezi, dar s-a dat o decizie prin care i s-a dat un ordin de restricție legat de copii. Un an și jumătate sau mai mult s-a mutat într-o rulotă, luând copiilor o casă în zona Deva. El a stat în rulotă la distanța legală. Copiii au dispărut aseară. Acuzațiile la adresa mamei sunt de-a dreptul îngrozitoare și nu vreau să le mai repet, acuzațiile fiind acelea că copiii ar fi fost terorizați de mamă. Și mama nu poate să se apropie de copii, mama fiind în Spania. Această filmare pe care o vedeți chiar acum, maestre, circulă în presă, a fost dată și de alte televiziuni și suntem și noi printre cei care am primit-o, copiii spunând în această înregistrare, repet, pentru cei care n-au urmărit, că au fost duși de o doamnă Roxana undeva, că ei nu vor acolo, că ei vor la tatăl lor, de aceea vor să se întâlnească cu tata, care, înțelegeți, conform legii, nu prea se poate apropia de copii. Cum vedem această speță dintr-un punct de vedere profesionist și vizionar? Te rog. În primul rând, Cristian, este regretabil ce se întâmplă, dar întâmplarea face că eu îl cunosc pe domnul Marțian, o cunosc și pe doamna. Acum foarte mulți ani am avut chiar un proces în care i-am reprezentat. El este un tip foarte deștept și foarte ok. Cred că acum, datorită faptului că sunt implicați copiii lui, este puțin mai mult decât impacientat. Pentru că situația este foarte simplă și dau un sfat foarte clar. Nimeni nu poate lua copiii împotriva voinței lor. El, Marțian, trebuie să respecte hotărârea judecătorească, dar dacă lui i s-a încredințat copiii, adică mama a plecat și a lăsat copiii, deci i-a încredințat lui, el este un om de bună credință. A stat într-o rulotă, i-a supravegheat, le-a dat să mănânce, i-a îngrijit, s-a ocupat de ceea ce mama nu a făcut. Și atunci, el trebuie să, în primul rând, să se concentreze, să nu mai... Sigur, este foarte greu când ai trei copii care sunt ai tăi și sunt implicați într-un asemenea scandal, este ușor să vorbești din afară și foarte greu să faci, ca să spun așa, gândiți-vă, fie cei care au copii, ce înseamnă acest lucru. Dar sfatul meu este că el trebuie să colaboreze cu autoritățile, pentru că el are o hotărâre împotriva, dar de fapt nu împotriva lui, că el n-a făcut nimic, el nu a luat copiii respectivi, i-au fost lăsați copiii respectivi. Dar indiferent că au fost, n-au fost lăsați, dacă copiii nu vor să meargă la mamă, niciun executor, nici o poliție, nimeni nu are voie să îi ia împotriva voinței lor. Pentru că aceste lucruri sunt supravegheate de către protecția copilului, de către autoritățile tutelare din zona respectivă, iar dacă copiii nu o să vrea să meargă, n-ai ce să le faci. Deci legea spune că trebuie să-i încredințezi. Da, sunt de acord. Dar dacă ei refuză și din ceea ce se vede, adică vede o țară întreagă din această filmare, că refuză să meargă la mamă, problema de ce... Ce chestii reprobabile a făcut doamna, tot Marțian pică în sarcina lui să reîntoarcă
această decizie pe instanță. Nu este de ajuns să ne spună nouă, nu este de ajuns să spună doar opinii publice. Eu am un motto pe care mă ghidez de 30 de ani. Nu este de ajuns să știi adevărul, trebuie să-l și dovedești pe instanță. Aici este el. Deci, trebuie să facă, ca să spun așa, să-și dea o resetare. Este un om foarte deștept, foarte abil și știe cum să facă lucrurile astea și trebuie să reînceapă, din punctul lui de vedere, să reîntoarcă această decizie. Pe partea cealaltă, că el aici este frica lui și temerea lui, dacă a avut atâta grijă de ei, când doamna nu a interesat-o, nu, pur și simplu i-a lăsat. Copiii ăștia puteau, deci dacă el, să zicem, nu i-ar fi ajutat, ar fi fost copii pe stradă, ar fi fost orfane, ar fi fost, efectiv, i-am văzut la colțul străzii. El a făcut o chestie senzațională și este normală și trebuie să continue. Doar că aici și în situația asta, el trebuie să colaboreze cu organele. În primul rând, poliția, ați văzut, este Simeria, este Deva. Nu știu, sunt zeci de mii de cazuri de genul ăsta. Trebuie să explice situația, pentru ca oamenii să o înțeleagă. Poliția, că el spune, domnule, că a întrebat pe aia, că a întrebat... astea sunt chestii care se fac uzuale. Nu e o problemă să întrebe. Dar oamenii, după ce vor întreba, vor vedea. Atâta timp cât au fost lăsați de mamă, singurul care le-a pus bonă, i-a îngrijit, omul și-a luat rulotă ca să stea în jurul lor. Deci vă dați seama, deci ce eforturi a făcut, are niște business-uri, are niște chestii de făcut și cu toate astea s-a dus și a stat în jurul lor ca să-i ajute. Deci nu mai trebuie să se împacienteze, trebuie să se relaxeze, trebuie explicată situația și din punct de vedere juridic, eu cred că mai are niște avocați, trebuie să, sau dacă nu, să discute, trebuie să reîntoarcă această decizie și să colaboreze, iar cu copiii trebuie să țineți cont de el, trebuie să doar să filmeze. Pentru că dacă în momentul în care se filmează, copiii spun nu și sunt luați cu violență, cine comite acea violență împotriva copiilor, vor răspunde. Bine, mulțumim, maestre, ținem legătura, precizările sunt mai mult decât limpezi, n-am niciun fel de întrebare. Dacă vom avea amănunte până la ora 18 când se încheie emisiunea, maestre, te rog să-mi permiți să te mai sunăm din nou și să punem la punct câteva lucruri. Și Marțian poate să mă sune, mă cunoaște, am același număr de 20 de ani. V-am spus, este foarte împacientat, trebuie să se liniștească, da. Pentru că lucrurile plângea la telefon acum, nu știu exact cum să-l întreb asta, plângea la telefon, abia s-a abținut în emisiune. Eu l-am văzut, nu că plângea, eu v-am zis, îl cunosc, un om puternic. Da, da, așa este. E greu, dar am spus, Cristian, gândește-te la copilul tău, mă gândesc și eu la copiii mei, evident. La toată lumea care are copii, ești tare până în momentul în care este vorba despre copiii tăi. Așa în momentul este. Ăla este foarte greu să te mai abții, este foarte greu să poate așa să e. Judești și foarte limpede, dar el, v-am spus, nu a comis absolut nimic, în afară de, nu se poate imputa faptul că a avut grijă de proprii lui copii când altcineva și doamna care i s-a încredințat n-a avut grijă. Deci el nu a făcut nimic rău. Da. Deci din punctul ăsta de vedere, doar că trebuie explicat, pentru că situația din ceea ce am înțeles eu, că n-am văzut dosarul, da. Dar din ce a relatat el, din ce ați relatat voi și din poziția copiilor, lucrurile sunt foarte clare. Da. Adică sunt foarte puține discuții, doar că trebuie punctat pe instanță. Trebuie convinsă instanța de situația reală. Mulțumim, a fost... Așa este. Mulțumim, maestre, a fost avocatul Cristian Sârbu. Doamne ajută, ne auzim imediat, maestre, cât avem informații.